Alex, te salutăm și te felicităm în avans pentru că în această primăvară tu împlinești 10 ani de când porți tricoul Universității Craiova. Avem și un Q&A special cu tine protagonist. Ai ales cele mai interesante 5 întrebări venite din rândul suporturilor și acum a sosit momentul să răspunzi la ele. Ești pregătit? Da. Hai să începem cu prima întrebare din partea lui Sebastian Neagoe. Salut, Alex! Cum ți s-au părut acești 10 ani la știință? Te-ai gândit vreodată că o să stai atât de mult la Craiova? Nu m-am gândit. Au fost 10 ani cu multă bucurie, dar și dificili. Mi-aduc aminte de primii ani când ne antrenam la Bișanița, pe un teren de Liga 4, de nivelat. Nu a fost ușor, dar acum suntem mult mai bine cu baza noastră și alte condiții și avem mai multe șanse de performanță. Te gândeai că vei stai 10 ani la Craiova? Nu mă gândeam. Așa a fost cursul vieții. Mă bucur foarte mult că am reușit și sper să stau cât mai mult. Întrebare din partea lui Dragoș Alexandru. Te salut, Alex. Care este cel mai frumos moment al tău de la Universitatea Craiova? Felicitări pentru ceea ce faci și sperăm să rămâi la echipă până când te vei trage. Cel mai frumos moment? Clar că a fost prima cupă câștigată. A fost nebunia din oraș. Mi-aduc aminte de oamenii din balcoane. Ceva fantastic. Mi s-a părut că parcă am câștigat Cupa Mondială. Așa mare bucurie a fost și sper să o repetăm. Claudiu Lucian Vlădescu, ce preferi, Alex? Un transfer pe bani mulți în străinătate sau titlul cu Universitatea Craiova? La cât de mult m-am chinuit, vreau un titlu cu Craiova. Clar, a fost prea mulți ani în care mi-am dorit acest lucru și dacă mă las fără un titlu, cred că voi avea o dezamăgire foarte mare. Întrebare din partea lui Lucian Bala. Dacă ți alege un fost coleg pe care să-l readuci în bănie, care ar fi acela? Pe ce Gâldău. De ce? Am înțeles foarte bine cu el la mijloc, ne completam unul pe altul și mi l-aș dori înapoi. Și ultima întrebare din partea lui Ionuț Iulian. Ce vei face după ce îți vei încheia cariera? Noi sperăm că îți vei încheia cariera la Universitatea Craiova și asta peste mulți ani. Nu știu, nu m-am gândit, încă mai vreau să joc fotbal, mă bucur de acest moment, sunt bine și voi vedea pe viitor. Ce te vezi în viitor? Antrenor sau conducător? Nu știu. Momentan vreau să câștig un trofeu cu Craiova și după aia voi vedea. Alex, îți mulțumim mult de tot și îți dorim mult succes. Și eu vă mulțumesc.